au două finisoare. Da. Și pe lângă că au două finisoare, au și normal e 3,5 ca să fie partea stațională. Acum au 6,5 aici. Mai vedeți? Nu, 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 finisor. Nu există extinderea lui. 6,5. Partea asta până la sensul giratoriu. În sens de mers, nu? Nu, tot, tot, tot. Ei merg împreună, în paralel, până la sensul giratoriu. Mâine, mâine, urmând, dimineață se închidă cu multe la bandă. Da? După aia s-a dus apoi. Nu se poate lucra, dar în timp merg dimineață cu și făcute. Asfaltul și determinat și parapetul la pod, pus numai pe ax. Partea asta nu mai fost timp pentru asfalt. Faceți la pod, faceți și rosturile alea de dilatații? Urmează să facem rosturile de dilatații și la pod, tot podul. Tot podul, și asta când le facem? Păi trebuie să începe, avem contract cu o firmă care prestează serviciile acestea și urmând, eu știu, câteva 2-3 săptămâni să vedeți. Deci avem și podul, nu mai avem. Nu mai. La trecere, la rostul de dilatație, nu mai avem probleme. Iar aici la pod parapeții, vorbim și de parapeții. Da, da, de aia zic. De vor fi schimbați, dar nu. Noi aveam acum, să puteam să schimbăm, dar ce putea face. Noi când am trecut, asta mă arăta lui. Da, ai făcut foarte frumos și să-i așteptat așa în mijloc parapeții, dar urmat cu bucățilele amici. Nu, Dumnezeu, Roman e primul pod din Neamț care va fi schimbat rostul. Foarte bine. Deci mâine se termină orașul tot, până la giratoriu. Miercuri. Da, mai puțin giratoriu și miercuri și giratoriu. Acum să sperăm că nu o să plouă mâine de dimineață, că dacă plouă de dimineață, nu o să poată lucra. Domnul are relații. Da, are relații. Are vorbit. Bun, dacă facem o declarație, trebuie să mergem mai acolo. La unii liniște. Hai în partea aia. Mulțumesc că ați dat curs de invitație de a participa astăzi la inspecția făcută împreună cu reprezentanții drumurilor naționale. Întâlnim cu la invitația domnului primar Lucian Micu. Mă bucur să văd că lucrurile merg repede în ceea ce privește turnarea covorului asfaltic atât în municipiul Roman, cât și la limitele cu județul Iași, de unde s-a început, și cu județul Bacău. Avem aproximativ un total de 5,2 km drum național care vor fi asfaltate în interiorul municipiului Roman. Avem aproximativ 8 km de drum național în partea de la ieșirea din Roman spre municipiul Iași până la Castelul de Apă și aproximativ 10 km drumuri naționale de la ieșirea din municipiul Roman până la limita cu județul Bacău. În total, aproximativ 23 de km de drum național va fi turnat covor asfaltic. Vorbim de investiție de aproximativ 7,6 milioane lei fără TVA, cu tot cu TVA aproximativ 9 milioane de lei. Apreciez sprijinul mod deosebit pe care ne l-au dat cei de la DRD pe Iași, mă refer la domnul director Dănuț Pilă și inclusiv la sprijinul și mâna de ajutor dată de către ministrul transportul și telecomunicațiilor din România, domnul Lucian Bode, lucruri făcute cu sprijinul atât administrativ și din partea instituției prefectului, dar și cu sprijinul și cu lobby-ul făcut de domnul primar Lucian Micu, primarul municipiului Roman. Mă bucur că
văd o lucrare de calitate, cel puțin la acest moment când suntem în plină etapă de modernizare a drumului și de turnare a covorului asfaltic. E o lucrare de calitate, garantată între 2 și 4 ani de zile, sperăm să țină cât mai mult. E o lucrare de care municipiul Roman avea nevoie pentru că nu s-au mai investit în drumurile, mă refer la drumul ce ține de drumurile naționale care tranzitează municipiul Roman de foarte mulți ani. E o investiție binevenită pentru atât pentru municipiul Roman, cât și pentru toți conducătorii auto care tranzitează Romanul. Domnul primar. Da, vă mulțumesc în primul rând pentru vizită, mulțumesc și eu și Direcției Regionale Drumuri și Poduri Iași și domnului director Pilă, domnului Remus Luca, care coordonează activitatea de aici din județ. E într-adevăr o lucrare importantă pentru Roman, o lucrare care va fi completată cu resursele proprii ale primăriei, pentru că tot în această săptămână vom asfalta și un segment din bulevardul Nicolae Bălcescu, segmentul cuprins între Ștefan cel Mare de la Pompieri până la sensul de girație de la Panificație, o zonă care a suferit în ultimii ani și vom turna și acolo un covor asfaltic. De asemenea, vom turna covor asfaltic pe strada Speranței. Este vorba de drumul care duce spre ambulanță, spre stația de salvare Roman. Tot dacă vorbim despre ambulanță, am reabilitat în această primăvară și acoperișul. Urmează să facem și fațada acestei clădiri, astfel încât întreaga zonă să fie reabilitată în totalitate. De asemenea, mai avem un capăt de strada Dobrogeanu-Gherea, în dreptul școlii Mihai Eminescu, care a fost extinsă și care va primi un covor asfaltic nou. Și de asemenea, iarăși o veste bună pentru Romașcani, special pentru cei care locuiesc în cartierul Petru Rareș. Începând de mâine, începem turnarea covorului asfaltic pe strada Nicolae Bălcescu, segmentul cuprins între strada Ile Caragiale și strada Petru Rareș, pe strada Ile Caragiale, pe fundătura Ile Caragiale și pe strada Izvor. Practic, în această săptămână, mai multe străzi din Roman vor primi covorul asfaltic și imediat după sărbători ne vom ocupa de străzile din cartierul Nicolae Bălcescu, care de asemenea urmează să primească asfalt. Eu sunt și eu mulțumit de ceea ce văd, în primul rând de ritmul lucrărilor, pentru că e o lucrare de amploare, o lucrare care presupune un disconfort în trafic pentru câteva zile, dar sunt convins că ceea ce se câștigă prin confortul ulterior așternei acestui covor asfaltic este infinit mai bun și atunci cele 2-3 zile vor putea fi depășite mult mai ușor, mai ales că profităm și de perioada aceasta când nici traficul nu ar trebui să fie foarte, foarte ridicat. Da, și în plus înțeleg că toate marcajele rutiere sunt fac tot de către secția drumurilor naționale Neamț, de către DRDP Iași, urmând ca primăria municipiului Roman să execute marcajul pentru parcările, zona de parcări. După cum bine știți, drumul care tranzitează municipiul Roman a fost dat prin hotărârea Consiliului Local Roman în folosință celor de la drumurile naționale, urmând după executarea și terminarea, finalizarea lucrărilor, drumul să se reîntoarcă spre administrare către primăria municipiului Roman și atunci se poate interveni și pe zona de parcări pentru a fi din nou trasate. Totodată și podul de la Roman, ieșirea spre Horia, urmează ca lucrările de modernizare a podului, adică mă refer la parapeți, să fie terminată în aproximativ 2 săptămâni, din ce am înțeles, de la în direcția drumurilor naționale Neamț, urmând ca și rosturile de dilatație care sunt pe deteriorate și sunt pe pod și care creează disconfort astăzi în trafic, urmând ca la începutul lunii mai să fie și acelea înlocuite pentru a avea o calitate rutieră bună. E ca și investiție pe rosturile de dilatație care trebuie să înlocuite. E prima investiție pe județul Neamț, e la podul de pe municipiul Roman care ne leagă de Horia și pe E85. Mă bucur că astfel de investiții și că avem deschidere la Guvernul României pentru a aduce bani în județul Neamț, pentru a aduce bani în Roma și pentru a crea, dacă vreți, o zonă în care să ne bucurăm că trăim în condiții civilizate, că șoferii merg în condiții civilizate și nu suntem, cum a fost în ultimii 4 ani de zile, municipiul Roman lăsat de pe lista investițiilor și atât din partea Consiliului Județean Neamț, cât și din partea
fostului guvern al României, au fost tratați municipiul Roma, care asigură aproximativ 66% din PIB-ul județului Neamț, am fost trecuți la capitolul La și altele, adică am fost mai codași, cu toate că susținem economic județul Neamț în proporție de aproximativ 66%, cum spuneam mai devreme. Romanul contează pe hartă, Romanul contează la nivel național, fiind un nod logistic extrem de important, dacă nu cel mai important nod logistic din zona de nord-est a României. Fiind la capitolul străzi referitor la strada Mihai Viteazu, când o veți recepționa, domnul primar? Da, noi nu avem ce să recepționăm. E o lucrare a Consiliului Județean, este drumul Consiliului Județean. În momentul de față nu se pune problema preluării acestei străzi în administrarea. De calitate? Din punctul meu de vedere, în momentul de față nu îndeplinește condițiile necesare pentru a fi preluată în administrare de către primăria municipiului. Dacă vreți un punct de vedere pentru strada Mihai Viteazu, care a fost dată cu bună intenție și bună credință de municipiul Roman spre administrare, Consiliul Județean pentru a se realiza investiție în turnarea de altfel a unui covor asfalt de pe strada Mihai Viteazu, la ora aceasta este o comisie care verifică calitatea lucrărilor, formată din specialiști de la ISC și de la alte instituții, existând posibilitatea ca, în vederea continuării cercetărilor cu privire la acțiunii de control cu privire la drumul Mihai Viteazu de Roma, să existe și altfel de suspiciuni care vor fi anchetate de organe abilitate. Calitatea lucrărilor fiind extrem de proastă. Și în final urmează să fie refăcută lucrarea. Lucrarea, repet, este extrem de proastă. Cel care a contractat este Consiliul Județean Neamț, iar beneficiar este tot Consiliul Județean Neamț. Ei au făcut plata. Urmând ca cei de la Consiliul Județean Neamț împreună cu constructorul să ajungă la un numitor comun sau, dacă nu vor ajunge la un numitor comun, legea să își facă, să-și spună cuvântul, să fie lucrurile îndreptate, iar acel drum să fie corect gestionat din punct de vedere a calității lucrărilor care s-au efectuat. Uitați-vă și dumneavoastră la diferența și vă vedeți cu ochiul liber pe dumneavoastră presa, o văd și romașcanii, să știți, pentru că atât și la domnul primar și la noi, la prefectură, au ajuns nenumerate solicitări, plângeri. Uitați-vă la calitatea covrului asfaltic care se toarnă pe E85 pe drum național și uitați-vă la calitatea lucrărilor făcute pe Mihai Viteazu de către Consiliul Județean Neamț. Aș vrea să știu dacă vremea permite, în cât timp este... O să vă răspund eu, cei de la drumuri naționale, având în vedere politica instituțională a domnilor lor, nu participă la conferințe de presă decât într-o zonă în care nu dau răspuns. Vă rog. Când se termină lucrările, dacă vremea va permite și nu va plouă, așa pe municipiul Roman? Da. Săptămâna asta. Miercuri. Săptămâna asta, miercuri, joi, cel târziu, în funcție de condițiile meteo. Ok. După care se continuă lucrările până la ieșirea din raza teritorială a județului Neamț, când ne oprim la drumul național, unde ne intersectăm cu județul Bacău. Și de ce rosturile de dilatare care au fost puse acum mai puțin de un an sunt în starea în care sunt pe podul de la Moldova? Pentru că lucrurile au fost făcute mai puțin de 12 luni. Asta nu știu să vă răspund de ce ele s-au deteriorat. Probabil că e și un fenomen. Nu s-au pus acum un an. Nu? Nu s-au făcut lucrări acum câteva luni? Ba da, dar nu la rost. Păi, bun, dar când se face o lucrare pe un pod, nu se face Nu, poată? Sunt chestii de separate. Acum, este o firmă. O să vă arăt filmări că după ce s-au făcut acele lucrări, timp de 2 luni de zile s-a circulat ok pe pod. Adică nu simțeai, da, te simțeai în străinătate, vorba cuiva. Au fost niște lucrări de reparații, nu la rosturi. După 2 luni de zile? Nu la rosturi. Lucrurile astea se pot observa și certifica prin fișa de lucrări care a fost executată la reparațiile de pe podul de la Roman. Eu, din datele pe care le am și din discuțiile avute și cu cei de la drumurile naționale de la Neam și cu direcția și cu regia de la Iași, am insistat ca aceste rosturi de dilatații să fie schimbate, înlocuite, pentru că nu se circulă în condiții de confort pentru pe auto. Urmând să fie schimbate, înlocuite, pentru a se circula în condiții de normalitate în începutul lunii mai. Da, asta am înțeles ce cereți dumneavoastră, dar de ce 2 luni de zile după ce s-au făcut lucrurile pe pod s-a circulat bine și înțeleg, după aia era asfaltul până acum. Înțeleg că nu s-a umblat la rosturi de dilatație. Acum trebuie să schimbi. Ce s-a făcut anul trecut, cred că în toamnă, vă referiți dumneavoastră la ceva lucrări de reparații. Poți reparații, exact. Reparații covor asfaltic. Când vom fi în această poziție și la trecerea la nivel cu calea ferată și să dați o veste bună automobiliștilor?
că e reabilitat și se poate circula bine. Se lucrează și domnul Lucian Micu vă poate spune, da, detalii, pentru că s-a întâlnit cu domnul ministru și la Roma și la Neamț și la București. Există o abordare în sensul de a se rezolva și a exista o investiție la nivelul trecerii de cale ferată de la ieșirea spre Roma, spre Iași, pentru ca în urma lucrărilor să nu mai existe acest disconfort pe auto. Înțeleg că se lucrează la soluția tehnică și sunt alocați deja bani. Da. Aici vreau eu să fac o precizare legată de faptul că am avut o discuție cu domnul director Pipa de la regionala Iași. În momentul de față a preluat toată inițiativa SNCFR-ul în ceea ce privește redactarea unui DALI. Se lucrează deja pe cheltuiala Ministerului și în regie proprie pentru efectuarea acestui DALI, după care urmează scoaterea la licitație, proiectare plus execuție. Repet, pasajul sau trecerea pe calea ferată, reducându-se de la 3 linii la o singură linie macaz. Și ulterior, printr-un sistem de macaz, fiecare operator, fiecare proprietar de linie ferată putând avea accesul separat către propria instituție. Noi avem speranța ca în acest an să demareze această licitație și aceste lucrări, astfel încât, așa cum spuneați și dumneavoastră, cât mai repede să ne putem bucura de o trecere la nivel cu cale ferată la ieșirea spre Iași. Referitor la situația cu coronavirusul la nivelul din Neamț, aș vrea să știu, din informațiile pe care le aveți la acest moment, câte alte cadre medicale sunt infectate, pentru că vineri erau 34. 34 sunt în totalitate. Pe ultima raportare de astăzi dimineață erau 34 de cadre medicale, dintre care 8 doctori și restul alte cadre medicale. Dar cu situația, adică fără probleme deosebite din punct de vedere a sănătății celor 34 de cadre medicale. Am eu o precizare de făcut vis-a-vis de o altă promisiune a Consiliului Județean, că în termen de o lună de când municipiul Roman, Consiliul Local Roman va aproba transferul către Consiliul Județean a arteriei Roman-Est, ne aflăm deja la jumătatea lunii aprilie, încă nu s-a întâmplat nimic. Ultimele documente solicitate de Consiliul Județean au ajuns la începutul lunii aprilie la Consiliul Județean și până acum n-am văzut nicio mișcare. Sperăm ca termenul acela de o lună pe care și l-a asumat domnul președinte se materializeze și astfel și ocolitoarea Roman-Est să fie reabilitată. Asta vreau să vă întreb, că au cerut o serie de documente. Toate documentele sunt la Consiliul Județean. Dar cum mingea este în curtea lor și să rezolve promisiunea? Păi, domnul președinte a spus că se angajează. Așteptăm și noi să se angajeze. Să facă în 30 de zile. Acum, stimați colegi din presă, rămașcani, vis-a-vis de promisiunile, eu nu o să iau ce a spus domnul primar, dar vis-a-vis de promisiunile domnului Arsene, eu personal, în calitate de prefect, m-am cam plictisit așa să-l tot aud și să-l văd inclusiv la dumneavoastră prin presă, cheltuim bani mulți de altfel ca să apară în presă, cheltuim bani mulți să apară tot timpul pe Facebook, că dumneavoastră mai place mai mult în spațiu virtual decât în spațiu real, acolo unde e realitatea. Păi, eu vreau să luați în considerare faptul că domnul președinte Arsene a dat aproximativ 3,6 milioane de euro către realizarea unui spital modular în Iași. Dintr-un megaproiect de 17,6 milioane de euro, unde se dorește realizarea unui spital modular cu 250 de paturi, în condițiile în care sunt oferte clare cu 10 milioane de euro și cu aproximativ 5-6 milioane de euro pentru realizarea aceleiași obiective. Oare mă gândesc și mă întreb, oare nu mai multă nevoie au nemțenii de lucruri palpabile, de bani investiți în economia reală, în sistemul de sănătate din Neamț, decât să ducem banii de tot felul de invenții financiare la preț dublu, la preț triplu, prin alte județe? E o întrebare retorică. Acum, cu trecerea spitalelor în administrarea Ministerului Sănătății, primăriile mai pot face investiții din bugetul local pentru diferite achiziții sau da. Se mai pot face? Da, noi de altfel avem în lucru un proiect cu finanțare.
finanțare europeană, așteptăm apariția ghidului, însă deja lucrăm și la alocarea sumelor de bani și la creionarea unui caiet de sarcini pentru achiziții în valoare de câteva sute de mii de euro pentru Spitalul Municipal de Urgență Rom. Deci pe actuala legislație se spune foarte clar că managementul trece în subordinea Ministerului Sănătății. Restul, ceea ce ține de investiții, ceea ce ține de funcționarea spitalelor, sunt în același regim juridic, fie dacă vorbim de Spitalul Județean Neamț la Consiliul Județean Neamț sau de Spitalul Municipal Roman la primărie. Deci în mod clar, iar după ce se va ieși din starea de urgență și ulterior, se va reveni asupra acestor dispoziții de legalitate de astăzi și probabil că spitalele ca și management vor reveni din nou către Consiliul Județene sau către primăriile care le au în administrare. Dar din punct de vedere strict administrativ și financiar, ele rămân în subordinea fie a Consiliului Județean după caz sau a primăriei municipiului Roman sau altor primării după caz.